Târgul de Sfânta Maria, desfășurat la Piscani, a adunat oameni din toată comuna Micești, dar și din împrejurimi. Vizitatorii au venit să bea bere, să mănânce mici, să se dea antilibombe sau să-și găsească perechea. În fiecare an venim. Da, ne simțim bine, cu an frumos, fete frumoase, băieți frumoși, mici, pepeni, struguri, baie, se vede aici, baie, gagicute frumoase. V-ați dat antilibombe? Da, n-am dat. Din parașute, m-am luat cu înghețături, stuc. Ne-am distrat bine. Îți plac fetele de aici? Cum sunt? E multe rebuturi. Cum, ce adică? Cum? Rebuturi, nu sunt buni. Mai mult la țară. Mai mult la țară. Fete mai mult la țară. Și cam ținute acasă și nu știu prea multe. Și nu știu chiar cum vroiam noi să fie. Mi se pare târgul ăsta? E frumos, dar nu prea. De ce? Lume puțină. Lume puțină? Da. Nu e. Ca în alți ani. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa ce să petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa, la târgul ăsta aici așa, și totuși e frumos. Căruțele au invadat poiana târgului, stând alături de ATV-urile de ultimă generație. Cam cald. Cam cald, pentru ăștia mici, da. Ați venit cu căruța? Da. Câți oameni ați încăput? Suntem mulți. Păi toți aici suntem. Câți oameni au încăput într-o căruță? Încape mult, 10, 20. Cât de înghemuiți. Și de unde i-ați adunat pe toți, i-aduce de aici? De la noi, de unde stăm, din Contești. Da. Și cum e? Vă simțiți bine? Da, e bine. E o dată pe an, e cam scump toate, dar se merită. Unul dintre vizitatori a venit cu intenții serioase la Bâlci. Împerecerea romilor. Da, împerecerea romilor, da. Niciuna pe gustul tău aici? Nu am găsit, că toate sunt leșinate de căldură. Toate sunt leșinate de căldură? Da. Păi și trebuie să le revigorez? Le revigorez, dar sunt berea caldă, sunt sucul cald, toate sunt calde. Târgul va mai putea fi vizitat până duminică. În urma petrecărăților rămân mormane de gunoaie pe poiana de la Piscani.